Fiecare dintre noi avem anumite obiceiuri, mai mult sau mai puțin obișnuite. Vedetele nu fac excepție și au diverse superstiții în care cred cu tărie. Se spune că superstițiile au existat mereu, iar cele care confirmă asta sunt în mare parte celebritățile de la Hollywood. De exemplu, Paris Hilton bate în lemn de fiecare dată când nu-și dorește să-i se întâmple un lucru rău și își pune dorințe numai la ora 11 și 11 minute. Chris Martin, solistul trupei Coldplay, are un ritual puțin mai neobișnuit. Înainte de fiecare concert, nu urcă pe scenă până nu-și spală dinții. În caz contrar, interpretul crede că va avea parte de ghinion și nu va putea cânta. Jucătoarea de tenis Serena Williams poartă aceeași pereche de șosete pe perioada unui turneu. În plus, respectă o serie de ritualuri înaintea meciurilor. Unul dintre ele ar fi să bată o minge de 5 ori până a o servi. Frumoasa actriță Jennifer Aniston de fiecare dată când urcă într-un avion pășește mai întâi cu piciorul drept. Am descoperit și o serie de superstițioși printre vedetele noastre. Katie Rain vrea să învețe să nu mai creadă în ele, totuși dacă s-a pornit undeva nu se mai întoarce din drum. Interpreta afirmă că și în cazul în care uită un lucru acasă, roagă pe cineva să îl aducă. Asta face și Tatiana Hegea. Artista ar fi de părere că nu o să-i meargă bine în ziua respectivă dacă se întoarce din drum. Și Gloria Gorceac ne-a mărturisit un obicei clasic: nu scoate seara gunoiul din casă. Și asta pentru că ar alunga și banii. Dar voi, ce superstiții aveți?